Aici e deja foarte aproape. Și ce frumoasă e valea asta. Valea Părului Șoimuș. Mai e un Șoimuș în Harghita. Pe lângă lacul Beliș pe acolo. Am făcut cu bicicleta. Săcel, Șoimuș. Gata, am ajuns. Aha. Și în continuare se merge spre în stânga, cum am zis eu. Spre traseul ăla. Sau nu stânga, în față. Asta e de făcut, frate. Ia uite cât e de frumos. Dacă poate fi frumos ceva ce e în ruină. Uite că poate. Ia să vedem. Cum am zis, asta e traseul. Hai, duce în continuare. Creasta Zarandului. 6 ore, e ceva de mers. Hai, atâta mergem un pic. Să vedem cam cum ar fi. Foarte puțin. Ia uite. Ai, superb, superb. Uite că vezi din spate așa. Ce să mai discutăm? Minunat. Ia să dăm drumul și la cameră. Da, uite, într-adevăr. E traseu aici. Săgeată în stânga, deci. Pe acolo e poteca. Așa. Ia să vedem unde e asta de sus. Nu nimerim. Ah, gata. Ia marmatul. Ia să vedem cum se vede din partea asta. Uite antena aia care o văd eu din cameră. Aici dă o colcetă țiproare. Da, să vedem Mureșul. Și jos europeanul 60. Ia uite-l. Fapt, ăla e șantierul de la calea ferată. Da. Asta a fost. Deci ăla e drumul, uite, să vede poteca. În sus, spre creasta Zarandului. Cu altă